Mai întâi vreau să-mi exprim bucuria că Dumnezeu ne-a mai dat sănătate, că Dumnezeu m-a ajutat să mai învăd frață de pe Valea Someșului și, în general, acum, din județul ăsta Bistriței. Glorie Domnului Iisus! Săptămâna trecută am petrecut-o prin Bucovina, unde la fel mulți frați m-au înconjurat cu dragostea lor și le-am transmis și lor și la dumneavoastră, din partea mea personală, un singur verset care se găsește în Epistola Apostolului Ioan, a doua, versetul 8. Da, nu vă supărați pe mine, luați loc acolo pe banca aia, că dacă nu trebuie să mă întorc înapoi, apoi ăla nu mă urc. Cu drag, frate păstor, cu drag. Slăvit să fie Domnul Iisus! Din partea mea v-am spus versetul 8 din a doua Ioan. Nu-l poți spune acolo. Cum? O fost spus? Eu nu l-am văzut, că m-am întors înapoi, vedeți? Așa, ce scrie pe ăla? Citiți careva tare, că eu nu văd până acolo. Ce zice? Ce zice? Așa, slăvit să fie Domnul. Din partea pastorului principal, fostul meu ucenic, Bărulescu Andrei, a fraților din conducerea bisericii și a bisericii întregi din Kitchener, ei au salutul ăsta care iară este o minunăție. Psalmul 20, în care cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa de minunat: să te asculte Domnul în ziua necazului. Și apoi continuă, cum știți, cu atâtea gânduri frumoase transmise de cei din Canada pentru dumneavoastră. Și Domnul să vă asculte rugăciunile. Amin. Am sosit aici și n-am știut acum de care din atâtea versete citite în scurtul timp al orei de rugăciune, că n-a fost numai un text, au fost vreo 7 locuri. Eu am alt obicei, dacă citești un cuvânt, numai de ăla să te ții. Și poți să faci referințe încoace încolo în același context. Dar ca să citești 3-4 predici și să nu faci niciuna din ele, nu-i bine. M-am influențat de la fratele Ungureanu când spune că să vii înaintea Domnului cu necazurile tale, cu stările tale, cu păcatele tale, mai bine zis, și așa mai departe. Și m-am gândit, mă, unde scrie în Biblie de toate astea? Și atunci am zis, sunt două locuri foarte interesante. Cântarea Cântărilor, capitolul 2, unde merge până la prindeți-ne vulpile. Și apoi vulpile astea îs cu coadă mai lungă, mai scurtă, mai grase, mai slabe, da? Toate străcăvia care e în floare. Și Psalmul 50, care vorbește pe larg
de toate acestea în partea a treia a psalmului. Și am zis către fratele, ce să citesc, alege. Și fratele a zis atunci, psalmul 50. Uite-te, s-a uitat, psalmul 50. Na, psalmul 50 să fie. Slavă Domnului! Așa că nu l-am ales eu, l-a ales fratele păstor local de aici. Ce știe dânsul de ce a ales psalmul ăsta, vom vedea la urmă. Dar ce știe Dumnezeu, nici dânsul nu știe. Și niciunul din noi nu știm. Dar Dumnezeu, despre care s-a cântat că e mare, știi cât e de mare? Cine știe cât e de mare Dumnezeu? Știe cineva? Din frații păstori, din surorile, din cei ce au daruri de prorocie, de vedenii, de vise. Cine știe cât e de mare Dumnezeu? Dragii mei, știința zilelor noastre, spune fratele Pic Popovici, care era un cercetător asediu, atâta cerceta și atâtea știe, ne cunoșteam noi doi. Și în Australia am fost împreună și așa mai departe. Dar el spunea că după știința de azi, cu telescopele imense pe care cercetează Universul, filamentul ăsta care noi îl vedem, cum ne uităm la becurile astea din tavan, așa ne uităm la cer și vedem Calea Lactee și câteva zeci sau, hai, 1000 de stele. Dar asta e primul cer. Și ca ăsta, Biblia ne vorbește de al treilea cer, de primul cer, de al treilea cer, de al doilea cer nu ne vorbește. Evanghelistul ăsta din India, care vine pe aici, pe la noi, pe țară, ăsta spune că cerul al doilea e locuit de îngerii nevăzuți, răi, și că ei de acolo borbandează omenirea. Ai, n-am găsit test biblic, dar poate e o descoperire a lui, nu știu. În schimb, știm de al treilea cer și știm de cerurile cerurilor. Câte ori fi, nu știu. În Genesa ne scrie, la început Dumnezeu a făcut, nu cerul, cerurile, adică o grămadă mare de ceruri. De ce le-a făcut, el știe. Eu nu pot ști. Dar știința descoperită și publicată de fratele Pic Popovici la vremea lui, el dorme acum, spune că a găsit 7 miliarde de ceruri suprapuse așa. Dar ca să numeri până la 1 miliard și să ai timp să mănânci, să ai timp să te odihnești și să continui zicând 1, 2, 3, 4, 5, să ajungi la 1 miliard, pentru un om îți trebuie o viață de 32 de ani. Și atunci ai numărat 1 miliard. Dar 7 miliarde, apoi de 7 ori 32 îți închipui. Câți ani ar trebui să ai, să poți număra? Bine, aparatele, ele merg rotund și repede și le numără, dar noi nu putem.
Numai că despre Domnul Iisus Hristos ni se spune că s-a înălțat în locurile cele prea înalte. Adică noi nu putem gândi, nu putem ști. Și unul din proroci spune că acolo e urechea lui Dumnezeu. Dar ce interesant, acolo e scaunul lui Dumnezeu. Și David, prin observațiile lui spirituale, spunea că Dumnezeu se uită din înălțime, ca să vadă tot ce se întâmplă în cele 7 miliarde de ceruri și pe pământ. Zice, el cercetează să uită să vadă ce se întâmplă în ceruri și pe pământ. Cât e de mare Dumnezeu? Noi cântăm că avem un Dumnezeu mare. Dar putem să ne dăm seama cât e de mare? Psalmul 139 ne spune: unde mă voi duce departe? De cine? De fața lui Dumnezeu, de fața ta. Că dacă mă voi sui în ceruri, tu ești acolo. Și dacă mă voi coborî în adânc, iată-te și acolo. Și dacă voi zice întunericului să mă acopere, iată că întunericul strălucește ca ziua, ca lumina în amiaza mare. Pentru Dumnezeu, adică nu este întuneric. De ce? Pentru că El a făcut întuneric să predomină undele infraroșii. Știți de alea, ați învățat poate, nu? Și atunci spionii ăștia mari care urmăresc pe câte un om, el prinde în cele mai amănunte lucruri, ei folosesc noaptea și aparate foto pentru unde infraroșii. Fotografiile făcute noaptea sunt de 5 ori mai clare ca fotografiile făcute pe lumina zilei. De aceea, pentru Dumnezeu, întunericul strălucește, auzi? Nu-i întuneric. Dacă îi zice întunericul să mă acopere, pentru tine, deci, aia nu-i nimic, nu-i întuneric. Și dacă mă voi coborî în locuința morților, tu și acolo ești. Știți că și oasele sfinților sunt văzute în morminte? Vă aduceți aminte când cu cel care a prorocit împotriva altarului și cum și la oasele lui Elisei, când o arunca pe un acolo, s-a atins de oasă și ce s-a întâmplat? Un viat, mă, un om străpuns de sabie, tăiat cu sabia, s-a atins. Un viat. Apoi dacă puști un om ăla, face o gaură mică. Sabia poate l-a rupt în două sau i-a tăiat jumate capul. Și un viat și așa, vezi? Că tot e cu putință la Dumnezeu. Dar dacă îi faci numai o găurică mică, cu atâta mai lesne poate să învie. Mi-aduc aminte că pe județul Alba, în urma mea, că eu am fost peste raionul Sebeș înainte. Și după ce a venit Revoluția și ăsta, poate vă aduceți aminte, la Cluj, în conferința aia, a fost ales ca pastor prim pe județ Șazăr Martin,
al doilea am fost eu și al treilea a fost fratele Tămaș Ioan. Dar el terminase seminarul de curând așa. Și printr-o împrejurare, într-un accident, a murit. L-a îngropat vreo 9 copii rămași în urmă, jale mare. După vreo 3 ani de zile, a murit altcineva și ăștia au făcut groapă, că în cimitir la Alba nu mai au locuri, și strâmt așa, făcut groapă, au descoperit sicriul lui Tămaș și au făcut un cuptor așa și l-au scos afară și l-au pus pe dunga gropii, l-au desfăcut să se uite la el. Dar noaptea înainte de asta, nevastă sa a visat că Ion a ieșit din mormânt și a stat pe dunga gropii și plângea de numai. Când au plecat ăștia de la mormânt, s-au auzit că ăștia l-au scos. Apoi alt plâns. De ce nu m-a stemat să-l văd și eu? Vedeți ce interesant. Omule, să nu crezi că dacă mori, scapi. Avem un Dumnezeu care vede și între morți și între vii. În toate cerurile. Și în tot pământul, și sub pământ, El toate le vede. Și de toate ființele El îngrijește. A făcut, să vă spun așa, sobolul. Știți ce-i sobolul? Cârtița, care scoate așa. Chiar am văzut aici un câmp, tot bine, era numai moșuroaie. El l-a făcut. Dar știți că ăla e cel mai mare medic-chirurg din lume? Niciun medic nu știe pentru fiecare vietate unde să o atace ca să o paralizeze. Că dacă ar ști asta, ar umbla și pe paralizați, i-ar face sănătoși. Dar medicul ăsta, Cârtița, sobolul ăsta, știe. El face găuri multe și are așa un auz grozav. Dacă o spart gaura, o râmă. El e prezent imediat și știe de unde s-o paralizează ca să nu mai umble. Și o duce și o depozitează. Dacă un cărăbuș umblă și sparge și intră în galeria lui, El când vine, îl prinde, îl paralizează și îl duce. El nu mănâncă mortăciuni, el mănâncă numai conserve vie. Și își umple magazia și are de mâncare. Cine l-a învățat asta pe el? Vedeți? Avem un Dumnezeu mare. Mărească-i să numele. Tot pământul-i plin de... Cum s-a citit? De slava Lui! Și toate neamurile ar trebui să-L slăvească pe un Dumnezeu așa de mare. În Psalmul 50 revenim aici, după așa o excursiune. Auziți cum a citit preiubitul nostru frate. Dumnezeu are o virgulă după asta. Ce înseamnă o virgulă? Când vorbești de o altă persoană, când în schimbi fraza, vorbești de altceva, atunci pui o virgulă. Când vorbești de același lucru, n-ai voie să pui virgulă. Sau dacă pui virgulă, fraza trebuie să aibă predicat, trebuie să aibă tot ce trebuie și atunci pui virgulă. Noi punem de multe ori virgulă după cum vorbim noi.
Dacă facem un pic de floare în vorbă, tragem o virgulă, dar nu se potrivește. În schimb, vedeți cât e de înțelept Dumnezeu și cel ce a scris Sfântul Cuvânt, e Duhul lui Dumnezeu și el o știu gramatica la toate popoarele. Și cum a fost, și cum s-a schimbat, și cum e actuală. El știe. Dar uite ce zice, Dumnezeu, virgulă, da, iarăși o virgulă. Și acum vine Dumnezeu, Domnul vorbește. Deci e Dumnezeu, da, Dumnezeu, da, Domnul, El vorbește. De ce vorbește El, Domnul? De ce nu vorbește Tatăl? De ce nu vorbește Dumnezeu Duhul Sfânt? Că aici pentru fiecare îi zice Dumnezeu. Dar Domnul, El vorbește. De ce? Că la început era cuvântul. Și nu poate vorbi unul care nu are cuvânt. Numai unul care are vorbă, care are cuvânt. Dumnezeu, Domnul, ăsta-i Jehova. Mărească-i să numele. Ăsta-i Iisus. Când zici Iahve, atunci zici mai curat Iosua sau Iisus sau Mântuitorul. Și este vorba de Iisus. De aceea, în Noul Testament, n-ai să găsești nici unde Jehova. Este foarte ieșit din comun că martorii lui Jehova și după ei și frați de-a noștri foarte mulți spun lui Dumnezeu Tatăl Jehova. E foarte greșit. De ce? Pentru că Jehova este un nume pentru o persoană, ori Dumnezeu Tatăl e așa o persoană de umple 7 miliarde de ceruri și pământul și adâncul și măr și toate prinde El. Ce nume vreți să-mi dați mie sau ce casă vreți să-mi zidiți? Vedeți? Dar Dumnezeu, Domnul, e cu noi. El vorbește. Vorba Lui primă este o intenție de binecuvântare pentru toți oamenii de pe pământ. Cheamă pământul! Iisus e ăsta! Cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la asfințâșul lui. Dar să nu credeți că cheamă munții Carpați de răsărit sau munții Apuseni sau câmpiile Dobrojii. Nu, sau câmpiile Ungariei. El cheamă pământul care aude, care umblă, care vorbește. El cheamă oamenii de pe tot pământul. Și cu selecție mare strângeți-mi pe cine? Pe toți? Cu adevărat, toți vom sosi acolo. Cum zicea Nicolae Bălcescu, pare că marele ăsta revoluționar, el a zis, oricât să frământă oamenii, în revolte, în războaie, în diferite planuri ale lor, nu pot să ajungă decât acolo unde indică degetul lui Dumnezeu. Și degetul lui Dumnezeu indică ca odată, morți și vii, să stăm cu toți în fața scaunului Marelui Judecător Hristos. Glorie Lui! Acolo-ți drumul. Că ești pocăit, că nu ești pocăit,
că ești pocăit și te-ai lăsat de pocăință și crezi că gata. Tu poți să zici ce vrei. Acolo indică degetul lui Dumnezeu. Acolo ajungi. Și nu uita, dacă ai încheiat un legământ cu Dumnezeu, tu nici nu-l poți rupe. Tu nu-l poți rupe. Că Dumnezeu nu rupe legământul. Dacă tu curvești, dacă tu furi, dacă tu îți bați nevasta, dacă tu ești un rebel, nu însemnează că rupi legământul. Nu. Legământul nu-l poți tu rupe. Ăla l-ai făcut cu Dumnezeu și Dumnezeu nu este și da și nu. În El nu este decât da și amin. Mărească-i să numele. Știți că aici pe Valea Someșului a existat un proroc foarte bun, cotat de toți. El nu prorocea numai în biserică. El prorocea oriunde trebuia. Și într-o dimineață, mergând către Rus, de la Fodora în jos, încă pe noapte, să zărea de ziua, un bărbat și o femeie a fost să adune de pe lotul lor jitii ăștia de cucuruz. Cum le ziceți pe aici? Cum? Jup? Tulei. Tuleiul îi mai zice și la cucuruz. Da? Paiele. Vejii, mă. Am auzit de ele. Așa, mai clar. Și stăteau oamenii deasupra pe car, bărbatul și femeie. Și ăsta mere mai tare decât bivolii. Și sosește în dreptul lor. Bună dimineața! Bună dimineața! Și strigă la animale. Ho! Să opresc animalele. Și el se îndreaptă către cei doi. Domnul mi-a descoperit că voi nu sunteți soț și soție. Și noaptea asta a scurvit. Și pentru asta Dumnezeu își va arăta puterea și vei fi așa și așa. Și s-a dus mai departe. Domnul lucra minuni cu omul ăsta. Eu l-am cunoscut bine. De zeci de ori am dat mâna cu el, pe vremea lui. Dar ce s-a întâmplat, mă? Încercările vin în multe feluri. El era încă în plină viață și nevasta i s-a îmbolnăvit grav. Și nu s-a mai putut folosi ca de nevastă. Și-a trecut timpul și nevasta a și murit. El avea o slujbă, maestru de parchet, să tăia o pădure mare. Și în zorii zilei trebuia să meargă acolo și să vadă de oameni. Și, mă rog, slujba lui. Dar în capul pădurii era o văduvă de război cu o fetiță. Și văduva, sigur că dorea să aibă bărbat. Îi ținea calea, cafea nu era pe atunci, dar cu un ceai, cu o plăcintă caldă, cu una, cu alta, până l-a demenit și l-a chemat în casă o dată, de două, de trei ori. Satan a ispitit ființa lui și a căzut cu ea în păcat. Știți cum zice Trifa? Satana te ascunde cu un lepedeu și zice, nu vede nimeni, nu vede nimeni, nu știe nimeni. Și te ține sub lepedeu până faci păcatul. Când ai făcut păcatul, bate doba și trage de lepedeu și te arată la toată lumea. Și așa se întâmplă, măi.
atâția păcătoși crede că nimeni n-a ști ce-au făcut ei. Și într-o zi se trage lepedeul. Și Satana bate doba, mai ales în gura pocăiților și a pocăitelor. Vai cum mai bate doba! Ai auzit, mă? Ai auzit tu? Ai știi ce-a făcut ăla, tu? Am auzit aia. Hai, Doamne, de-ați publica pe Iisus, cum publicați un păcat, mari sfinți ați fi. Dar nu știu ce plată-ți lua, că publicați păcatele altora. Să nu pățiți cumva ca o șugăjană, să duce de pași la preot să se spovedească. Părinte, vin Paștele, vreau și eu să mă cuminec și vreau să mă spovedesc. Bine, fica mea, bine, pune-te în genunchi, el își e patrașirul și îl pune așa pe după cap, cum să cade, ei zic la patrașir și jugul lui Hristos. Și are câte ceva inscripție pe el la unii și așa. Dar asta face foarte mult cu patrașirul ăla. Fiindcă penitentul, bărbat, femeie care se spovedește, adică care se mărturisește, trebuie să se pună în genunchi, preotul stă în picioare și îl acopere. Ca să nu se vadă că majoritatea au căzut prin spovedania altora. Câte o râpă de femeie stă față în față cu pastorul. Pastorul-i tânăr, poate, sau gata nu-i tânăr, se poate întâmpla că trupul lui nu e așa de liniștit ca unui om sfânt, cum trebuie. Mai are până acolo, încă nu a ajuns la scop, cum trebuie. Și atunci asta, păi să vezi, frate, ce-am pățit. Fratele cu tarea, păi mi-a făcut așa, păi mi-a făcut așa. Și cu ochii tot filiază și pe ăsta îl umple de demoni. Și așa au căzut mulți păstori, pentru că stă față în față cu penitentul. N-ai voie. Pune-l pe el în genunchi și tu stai în picioare și n-ai după ce să se uite în ochii tăi nici tunta lui, că nu ție îți mărturisește el păcatul. El mărturisește Domnului și tu ești numai martor. Aleluia. Tu stai ca martor că El își mărturisește păcatul. Mărit să fie Domnul. Amin. Astfel, avem un erou al mărturisirii pe Ioan Nepomuc, pus de papa la curtea regală a Cehiei ca așa spiona papa să știe tot ce se întâmplă în toate părțile, că el încununa regii. Și atunci le punea câte un călugăr, că părintele care era spionul. Și ăsta oricum era un om sfânt în felul lui. La niște Paști, femeia împăratului, împărăteasa, mere la el, părinte, vreau să mă spovedesc. Bine, să spovedește, dar unul din ăștia se duce și îi spune la împărat, vezi că împărăteasa s-a spovedit la Nepomuchii. A doua zi îl cheamă. Ce ți-a spus împărăteasa? Mie nu mi-a spus nimic. Cum nu ți-a spus? Eu știu că a fost la mărturisire. Da, nu, mie nu mi-a spus nimic. Eu am stat ca martor, eu o spus la Dumnezeu. De nu-mi spui, îți tai capul. Poți să mi-l tai dacă vrei, dar mie nu mi-a spus nimic. Dacă vrei să știi, întreabă-l pe Dumnezeu, că lui i-a spus tot. Și iritat că nu află nimic, într-o zi când o trecut pe lângă curte, pune doi argați și îl ie, și îl duce, am uitat numele, la pod și râu, și pe pod îl leagă și îl aruncă în apă și a murit ca primul martir a mărturisirilor. De aceea, în orașele mari, la catedralele catolice,
vei vedea o statuie a unui bărbat fără nume, în alb, din piatră albă. El îl reprezintă pe Ioan Nepomuchi, ca martir, că n-a divulgat mărturisirea. Doamne, dă-ne înțelepciune să învățăm și din asta. Măriți să fie Domnul. Să viu la Șugag. Femeia aceea se duce la părintele să se mărturisească. Dar părintele o ascultă. Părinte, am făcut asta și asta, dar să știi că n-am fost eu de vină. Bărbatul meu m-a osilit, am făcut așa și așa. Părinte, mă sunt vinovat, am făcut și asta, dar n-am fost eu de vină, bărbatul meu, că el e așa, 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 așa. Și tot zice ea de sub patrașit, la un moment dat îi spune, mai ai? Nu, părinte, am gătat. Draga mea, păcatele mărturisite trebuie canonizate, trebuie să-ți dau canon pentru ele. Bine? Bine, părinte, dacă așa trebuie, bine. Nu uite-te ce-i. Pentru păcatele tale mărturisite îți dau 7 zile de post negru. Nu mânci, nu bei apă, numai după ce sfinte soarele, în toate astea 7 zile. Pentru păcatele bărbatului tău îți dau 21 de zile de post negru. Dar nu eu le-am făcut că... Da, păi tu le-ai mărturisit. Și dacă tu le-ai mărturisit, tu trebuie să iei canonul. Băgați de seamă când vă mărturisiți. Mărturisiți-vă corect. Nu că să vezi din aia și din aia și pentru aia și... Mă, nu așa, mă. Mă sunt vinovat, vinovată, că am mințit, că am înșelat, că am furat. Spui scurt păcatele tale. Nu înșira și pe ale altora, că ți agravezi situația. În loc de 7 primești de 3 ori 7. Și apoi vezi tu. Doamne Iisus, ajută-ne! Dumnezeu, da, Dumnezeu vorbește și în pildele astea, ca să învățăm cu toții. A Domnului să fie slava. Și acest Domn e Iisus Hristos. El cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la apusul lui. Din Sion, care e biserica lui Dumnezeu acum, nu-i mai o cetățuie în Ierusalimul distrus. E biserica, așa, din Sion, care este întruparea desăvârșită. De ce, mă? Pentru că aici Dumnezeu este vestit. Aici Dumnezeu împlinește dorințe, cum arăta frață. Aici Dumnezeu face minuni. Aici Dumnezeu face vindecări. Aici Dumnezeu botează cu Duhul Sfânt. Aici Dumnezeu îmbracă pe păcătoșii care să lasă de păcate în haine albe și îi pregătește să fie mireasa Lui. Deci aici e întruparea frumuseții desăvârșite, glorie Domnului. De acolo strălucește acest Dumnezeu. Mărească-i să numele. Și acum El strigă spre cerul sus și spre pământ. Strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine. Ai tu legământ cu Domnul. Din toți câți mă ascultați aici, pe sus, nu vă văd că au pus acolo o sticlă, fumurie, de nu se vede bine. Dar din toți ăștia, puteți să ridicați o mână sus, cei care încă nu aveți un botez în apă la maturitate. Că de mici, aproape toți ați avut. Dar oameni mari, una e aici, măriți să fie Domnul pentru dumneata le. Dar mai sunt? Mai este? Mai ridicați o mână care...
Așa. Și acolo, ascultați-mă bine, știți credeu? Credeu se pronunță în slujbele ortodoxe și catolice, în fiecare slujbă. Și ortodoxii și catolicii religioși îl pronunță în fiecare dimineață și în fiecare seară. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțuitorul, făcătorul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute. Așa că El e Tată la toate. Și la cârtița din pământ, și la cerbul din vârful muntelui, și la leu din pustie, și la furnicuța aia micuță. El e Tată la tot ce-i viu. Mărească-se numele Lui. Dar cred și în unul născut, iar tare, sau ce? Nu făcut. Cine e ăla? Iisus. Și un alt articol, cred și în Duhul Sfânt, Domnul Dătătorul de viață. Dar acum și mărturisesc. Mărturisesc într-un botez spre iertarea păcatelor. Hai să vedem, poți mărturisi? Cum a fost ziua când te-ai botezat? Cât timp ai avut când te-ai botezat? Pățești Calibian din Sebeș. Ăla era bețivan. Lucra zidar, dar ce câștiga cam bea. Și într-o zi așa a fost de beat, la leu de aur, cum se zice, în centrul Sebeșului, acolo s-o dezbrăca gol. Și își făcea treburile între oameni. El nu vedea pe nimeni de beat. Sare unul și trage pe el hainele. Mă! Ce păcate e cu tine, mă, tu gândești că nu ești botezat. Păi eu știu, mă, păi chiar, mă, tu așa ceva, mă, gândești că nu ești botezat. Păi eu știu, adevărul era că el nu știa. Și nici matale care ai botezul, cum l-am avut și eu de micuț, ce știu eu, la 7 săptămâni de obicei sau ce știu eu, nu poți să știi. Dar oare e valabil botezul ăla? Nu poate fi valabil. De ce? Că orice act făcut în numele tău și tu nu știi nimic de el, n-are valabilitate. Nici înaintea judecătoriei, nici unde. Noi am zis și zicem în credeu, mărturisesc într-un botez. Vreți să mărturisesc eu într-un botez? Eu pot să mărturisesc. Era 22 iulie, o căldură toridă și după multă hărțuială în sufletul meu, că mă gândeam, nu mă botez, nu cumva după aia să fac ceva și să cad. Era frică de asta. Dar am trecut prin casa unde era o soră prorociță. Aia nu prea putea veni la adunare, că bărbatul său era milițian și nu o lăsa pentru slujba lui. Eu, frământat de ideea asta, ne-am cumpărat și un costum, ce-o fi fost, era așa albăstrui, dar avea aici buzunare faine, avea epoleți ca militari, frumos și un brâu frumos. Băi, am fost cel mai elegant îmbrăcat, că alții avea așa numai câte o haină, ca dintr-o lepediu pe ei. Dar eu eram frumos, că am găsit aia și am cumpărat. Dar ea era ascuns într-o straiță și mă bag acolo la rugăciune. Când mă bag la rugăciune, era frământarea mea să fac botezul. Voi ține credința,
Nu cumva fac și nu pot ține. Dar când ne plecăm la rugăciune, sora Maria Dioșan strigă plină de Duhul Sfânt: tânărule, îndrâznește-i! Când talpa piciorului tău va fi pusă în apă, Duhul Sfânt se va coborî peste toată adunarea care e botezată cu Duhul Sfânt și îți va fi un semn că tu nu vei cădea, că eu am de lucru cu tine în via mea. Atunci m-am dus cu încredere la botez. Dar minune, când am ajuns pe malul apei, tot nu a fost frică. Așa că în urma mea am lăsat numai un bătrân care avea 89 de ani, care s-a botezat. Restul în față erau 40, 50, 20, 22 eram, cât era și ziua de 22. Când am intrat în apă, fratele Cherecheșoni ridic o mână, m-a pus să ții mâinile așa și cu o mână mă ținea aici, de mâini, și aia l-altă o ridicat asupra capului și o strigat la mine: tânărule Hozan, crezi că Dumnezeu pentru tine și pentru alți păcătoși a trimis pe Domnul Iisus să moară și să ne ridice păcatele? Da, cred! Și mă întreabă câteva lucruri la care am răspuns: cred. Dar mă întreabă ultima: cât timp vrei tu să ții legământul care îl faci azi prin botezul în apă? Până la moarte! Pe baza mărturisirii tale de credință, eu te botez în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, și m-a băgat sub vălul apii în Arieș. Ca așa zice în Romani: îngropat în apă înseamnă îngropat în moartea lui Hristos. Și ridicat din apă în învierea lui Hristos la o viață nouă. Ăsta e mărturisirea botezului meu. Matale, zici, mărturisesc într-un botez. Spune, cine o mărturisit în locul dumitale? Îl cunoști? L-ai văzut vreodată sau a murit îndată după ce te-a botezat? Popa. Dar ce-ai răspuns la întrebările botezătorului? Și ce te-a întrebat, știi? Ce zi era? Eu știu că era foarte caldă. Dar ce zi era? Cum era? Știi ceva din toate alea? Păi dacă nu știi, crede-mă, botezul acela e nul. N-are nici o valoare. N-are nici o valoare. În catechismul catolic editat la București în 57, cu privire la botez, spune: penitentul, adică cel ce vrea să se pocăiască, îmbracă haina nouă, albă, ca să îmi că de aici încolo el intră în mireasa lui Hristos. Și el trebuie să-și mărturisească păcatele și apoi să fie botezat. Foarte clar. Dar să vezi ce continuă. Biserica noastră încuvințează să fie botezați copiii de mici. Dar Biblia nu. Numai biserica. Biblia nu. De ce biserica încuvințează asta? Ca să aibă numeric multe persoane. Dar tot ei continuă după aceea: mulți nu-și fac datoria nașii și părinții ca să-i însufle în ei credința, astfel să pomenesc când îs mari că ei nu sunt împreunați cu Hristos.
Și botezul lor atunci n-are valoare. Vezi? Dacă odată te-ai botezat în apă, trebuie să poți mărturisi botezul și atunci trebuie să te porți așa ca botezul să aibă valoare. Mărit să fie Domnul! Dar dacă n-ai revaloare, revenim la omul ăla bun proroc de pe Valea Someșului. După ce a păcătuit, s-a auzit în sat că așa face diavolul. A auzit frață, el era mare evanghelist. Era în satul lui o călugăriță și aia întreba mereu, când îl puneți la cuvânt pe cutare, că atunci viu și eu să-l ascult. Când nu numere, dar pe ăla merea să-l asculte, că vorbea cu focul Duhului în el. Dar l-a trântit pofta firii, păcatul. Și acum frața auzit, nu știa ce să-i facă, el nega, zicea, nu. Dar într-o zi era un proroc de pe la Poienile Zăgrii. I-am uitat numele, dar l-am știut. Și prorocul ăla aduna faguri de la albine, cum se ucidea atunci stupii, și apoi lua și rămâne faguri și el îi colecta și îi vindea mai departe, ce știu ce făcea el. Umbla prin sat strigând la voștine, fagurii ăia. Unul tot aude, mă, ce-i cunoscută vocea asta. Ia să vedem cine-i. Când se duce, mă, ăsta-i prorocul cu tare, de la Poienile Zăvâi. Fuge la pastor. Măi, frate Ioane, știi cine e în sala noi? Cine? Prorocul cu tare. Mă, hai să-l chemăm la adunare. Se duce după el, pastorul și ăsta. Pacea Domnului. Uite să vii la adunare. Nu pot, eu vreau să mă duc, eu nu prea am câștigat aici, nu prea oamenii și vreau să mă duc. Nu, te rugăm să vii, tot așa l-o biruit. Vine la adunare, anunță frață, se adună toți grămadă. Vine și ăsta. Să ne rugăm. La prima rugăciune nu zice nimeni nimic. N-ai avut ceva, frate? Nu. Să ne mai rugăm o dată. Să mai rog o dată, n-ai avut ceva, nu. Năcăjiți, frate, hai să ne mai rugăm o dată. Se roagă a treia oară. Când se roagă a treia oară și se scoală de pe genunchi, prorocul merge și pune mâna pe ăsta. Nu știu ce aveți aici, dar eu am văzut pe omul ăsta îmbrăcat în haine negre, dar așa negru n-am văzut niciodată. Și el era mai negru decât hainele. Și aici era inima ieșit afară și era mai neagră decât tot negru ăla. Dar o mirare peste inimă era un fir de aur strălucitor și zvârlea raze până departe. Și contrariat am întrebat pe Domnul, dar ce înseamnă aurul ăla, firul ăla de aur în așa negrețuri. Și Domnul mi-a spus, ăla-i semnul legământului care l-a făcut cu mine când s-a botezat în apă. Și eu nu-l rup până în ziua judecății. Atunci mă voi judeca cu el pentru toate ce i-am dat, ce i-am făcut și pentru tot ce-a făcut el. Și atunci rup legământul și el se va duce la locul lui. Să nu crezi tu că faci ce vrei. Tu ești în mâna lui Dumnezeu. Ori urmezi pe Domnul, ori faci bagabonții. Dumnezeu te ține în viață cât vrea El. Amin. Și după aceea n-ai unde merge decât unde indică degetul lui Dumnezeu. Și acolo va fi țiganul, și acolo va fi germanul, și acolo va fi americanul, și acolo va fi rector și director, și acolo vor fi învățați și cerșitori, și toți, și Pavel, apostolul, și el va fi acolo, și Petru, că așa spune în a doua Ioan 5:10.
Toți trebuie să ne prezentăm înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu pentru ca fiecare să-și primească răsplata pentru binele sau rău pe care l-a făcut când trăie în trup. Nu uita, n-ai unde ajunge decât unde indică degetul lui Dumnezeu. Mărească-i să numele, că Dumnezeu vorbește și El cheamă pământul, dar cheamă pe cei cu legământ, pe cei ce n-au legământ, nu-i cheamă. Pe ea nu-i cheamă, pe ea îi lasă la urmă într-o judecată aspră și Domnul știe ce va alege de acolo, dar majoritatea păcătoșilor vor merge în iazul cu foc, cum a zis Iisus în multe cazuri și într-o singură predică de 4 ori. Acolo focul lor nu se stinge și vermele lor nu doarme și vor fi chinuiți în vecii vecilor. Dragii mei, unde te duci? Dacă mor la noapte, unde meri? În focul veșnic sau în raiul etern cu Iisus? Ai legământ cu El? Fiindcă Dumnezeu se roagă pentru cei care sunt în legământ, Domnul Iisus Hristos se roagă pentru ei și pentru cei care nu sunt în legământ. Le dă ploaie, le dă soare, le dă hrană, îngrijește de toți. În schimb, pentru ei nu se roagă. Ai auzit vreodată așa ceva? Puneți din Ioan 17, versetul 8, să zic. Ce zice acolo? Să mă întorc și eu, poate că văd aici. Așa. Că le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Pune și pe nouă. Pentru ei mă rog. Aleluia. Nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Unde-i mama ta? În legământ sau în afară? Dacă e în legământ, Iisus, când are un scăzământ, să roagă la Tatăl pentru ea. Dacă nu e în legământ, Iisus nu se roagă. Unde-i fetița ta scumpă? A încheiat un legământ să ține de el, că atunci dacă are ceva, Iisus mijlocește la Tatăl, dar dacă nu are legământ, cât se ție de dragă, Iisus nu se roagă pentru ea. Măi, nu mă credeți pe mine, credeți cuvântul. Mărească-se Domnul Iisus. Vedeți? Nu e un lucru de apucat. Hai mă botez și eu, că se botează vărul, sau verișoara, sau prietenul, sau fratele, sau mama și tata, tot zice să mă botez. Nu e un lucru de apucat. Când te-ai botezat, ai intrat în legământ cu Hristos și legământul cu Hristos însemnează un lucru mare, enorm de mare, pentru acum și pentru veșnicie. Glorie Domnului! Hai să nu mai zăbovim atâta, să trecem mai departe. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în versetul ăsta penultim citit, 7, ascultă poporul meu și voi vorbi, ascultă Israele și te voi înștiința. Ce te voi înștiința? Eu sunt Dumnezeu,
Dumnezeul tău. Și apoi, nu pentru jertfele tale ce mustru, nu pentru că ai dat $1,000 când s-a făcut casa, nu pentru că ai dat la un sărac de mâncare, nu pentru ce ai cheltuit tu, nu pentru aia ce mustru, ce mustru pentru altceva, că tu nu ești credincios în totul lui Dumnezeu. Te mustru pentru că tu în rugăciunile tale nu mulțumești lui Dumnezeu. Eu nu voi lua taurii din casa ta, că pe vremuri taurii se țineau în căs, vacile mari se țineau în căs. Jos intra vaca, aici era ieslea, și o scăriță mai sus și deasupra erau oamenii. Du-te până azi prin Spania, ai să găsești încă iesle nedărâmate. Eu le-am văzut. Nu știu dacă le-ați mai văzut careva. Ai văzut? Așa-i până azi. Taurii erau în casă. Țapii și oile erau în staule, ei erau afară. Dar taurii erau în casă. Nu voi lua taurii din casa ta, nici țapii din staulele tale. Căci a mea-i lumea cu tot ce cuprinde ea, eu cunosc toate dobitoacele pădurilor și toate fiarele de pe munți și toate păsările. Eu cunosc tot ce se mișcă pe dealuri. Dacă mi-ar fi foame, Domnul, nu ți-aș spune ție. A mea-i lumea cu tot ce cuprinde ea, nu ți-aș spune eu ție. Eu știu ce să mânc dacă îmi trebuie, dar știi că Dumnezeu nu mănâncă carnea animalelor, nu bea sângele lor, dar știi ce mâncă Dumnezeu? V-ați gândit vreodată ce mâncă Dumnezeu? Dumnezeu mâncă oameni. Dumnezeu mă mâncă pe mine și te mâncă pe tine dacă ești curat, dacă ești sfânt, dacă trăiești adevărul. Dar dacă nu ești rece, adică mort față de păcat, nu te mâncă. Și dacă nu ești ferbinte pentru Dumnezeu, nu te mâncă. Dacă ești numai așa căldicel, am să te vărs din gura mea. Auzi, măi? Ține bine minte. Oaia mâncă iarbă, se îngrașă și tu te îngrași mâncând oaia. Dar pe tine așa să trăiești ca să fii curat cu duhul, cu sufletul, cu trupul. Ca să te mănânce Dumnezeu, că noi suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu, mărire Lui. Dumnezeu e așa de mare, cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde și pământul nu-L poate cuprinde, dar are un compartiment în El, unde bagă pe oamenii sfinți, mărească-i să numele, glorie Domnului. Acum nici nu văd ceas pe aici, că eu văd slab de tot, dar tot nu văd. Nu știu cât e ceasul, dar n-am gătat. Am făcut așa o mică pauză, dar n-am gătat. Oare pot să mă mai duc? Ridicați mâna cei care vreți să nu mai predic, că mă opresc. Acum, dacă n-ați ridicat niciunul mâna, înseamnă că mă mai duc o postată. Slavă Domnului Iisus! Hai să trecem la partea a treia a psalmului, că primele 6 versete sunt prima parte din psalm. A doua parte cu 6 versete, partea a doua din psalm
Și a treia parte, apoi de la 14, îi partea a treia a psalmului. Ce zice versetul 14? Începeți și puneți acolo ca să putem și citi bine. Cine vrea să citească? Hai, scoală-te în picioare careva, că eu... Aduc a jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește juruințele făcute celui preanalt. No, mai. Mai departe. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Dumnezeu zice însă celui rău, ce tot înșir tu legile mele și ai în gură legământul meu? Când tu urăși mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta. Dacă vezi? Dacă vezi un hoț, te unești cu el și te însoțești cu preacurvare. Dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșuguri. Stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale. Iată ce ai făcut și eu am trecut. Ți-ai închipuit că eu sunt ca tine, dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Luați? Citesc tot? Da, pui. Luați seama, dar voi care uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă sfâșii și să nu fie nimeni să vă scape. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Amin! Amin. Glorie Domnului! Amin. Frate, nu te superi. Nu, deloc. S-am dat să alegi. Și tu ai zis Psalmul 50. Așa că acum să nu crezi că eu iau bâta ce știu de unde. O iau din mâna ta. Slăviți să fie Domnul! Psalmul ăsta cu versetul 14 spune, așa cum ați auzit, aduc ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri. Ce faci când te rogi dimineața? Ce faci când te rogi seara? Ce faci când te rogi noaptea, când te scoli? Ce faci? Ceri. Doamne, Doamne, copilul ăsta, fata asta, Doamne, vecinii ăștia mă năcăje, Doamne, frații ăștia în adunare nu mă înțeleg cu ei, Doamne. Și toate ai vrea să ți le aranjeze Dumnezeu după planul tău. Ce? Doamne, și ăștia de la guvern, așa și așa, și pe ei ai vrea să-i strunești cum ai tu în cap. Și toate tu numai ceri și ai uitat ce zice aici. Aduc ca jertfă lui Dumnezeu, nu cereri. Sau dacă ai o cerere, însoțește-o cu mulțumire ca să fie primită. Aduc a jertfă lui Dumnezeu mulțumiri. E atâta nemulțumire în lumea asta. Bărbați mulți nu-s mulțumiți de neveste și uită că ele sunt darul lui Dumnezeu pentru ei. Așa scrie Solomon în Proverbe. Nevasta e darul lui Dumnezeu. Dar bărbatul ce e atunci? Bărbatul îi darul lui Dumnezeu și locțiitor între nevastă și Hristos. El ocupă locul de preot care trebuie să mijlocească pentru nevastă, pentru familie, zi și noapte, cu mulțumire. Și atunci Hristos e capul bărbatului și bărbatul e capul nevestei și Dumnezeu e capul lui Hristos și toate merg într-o piramidă frumoasă. A Domnului să fie slava! Aleluia. Să nu vă lăsați înșelați! Nevasta mea e așa de pricepută! Nevasta mea e așa de bună! Nevasta mea așa știe! Oh, eu pe lângă ea sunt nimic!
E frumos să-ți apreciezi nevasta, dar dacă nevasta conduce casa, tu ca sub blestem. Poți crede așa ceva? Sau nu poți crede? Știi că n-ai voie. Cât o fi de înțeleaptă nevasta, iese de tonul, ci e trebuie să-l insufle pe soț. Mă, uite-te ce am gândit, vezi dacă-i bine. Și soțul judecă, da, Domnul să te binecuvinteze, e bine, așa facem. Dar nu tu dirigezi, însuflă-l pe el dacă ai mai multă pricepere decât el. Și nu te fă șef în locul unde nu ți-e locul, că pentru asta vin multe pedepse pe familii. Pe familii pentru așa ceva ca boale, pe familii pentru așa ceva vine moarte în copii, pentru familii pentru așa ceva vin pagube mari, pentru familia unde femeia conduce și nu bărbatul, acolo diavolul are putere să lovească cum nu te gândești. Vreți să vă spun una ca asta? În Suciu de Jos era conducător de adunare unul, fratele Pop, și ăla cu Bud Aurel vroia să-l pocăiască neapărat pe Șofron Oniga. Șofron Oniga era cel mai becischinic om din sat și că bea mult, dar și făcea multe prostii, n-am timp să vă spun câte făcea ăla, dar făcea multe prostii. Și ăștia l-au luat cu ei, îl ducea prin adunări, îl ducea pe la proroci, prorocii prorocea despre el. Și eu am prorocit odată despre el, prin harul Domnului, deasupra depoului la Cluj, în casa unuia care era din Vadul Dejului. Când a venit, Duhul Sfânt o strigă la el, bărbatule, care ai făcut ce n-a făcut nimeni, de nu te pocăiești, asta, 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 ce se întâmplă. Dar nu s-a pocăit. Băga de vină la Buddha și la el, păi voi v-ați înțeles, voi ați spus. Și așa o pățit la Dej, așa o pățit. Dar ce-i de aminte la Buddha? La Buddha zice, măi, cunosc un proroc la Hunedoara. Merem până acolo. Dar măi, șofroane, intri tu întâi în casă, nu eu, sau Aurel, sau Pop. Nu, intri tu întâi. Și după aia intrăm și noi, să nu mai ai motiv să spui că am vorbit cu omul. Bine, sosesc la Hunedoara și intră în casa omului, șofron, cu bitușca lui și cu hainele lui de oșan, așa. Și era spre seară, trecus amiaza. Bună ziua, bună ziua! Să uită unul la altul, șofron nu știa ce să zică, băi venea să râdă, ba, stătea serios. Până una alta, intră ăștia la alții în casă. Pacea Domnului, pacea Domnului. Frate, suntem de departe și n-am zăbovit, vrem să ne rugăm. Bine, frațelor, când se roagă, iasă o prorocie pentru Buddha. După aia iasă o prorocie pentru Pop, care era omul de frunte a bisericii acolo. Bărbatul ei, Domnul-i supărat pe tine, pentru că lași ca femeia să conducă treburile casei, la întoarcere acasă vei găsi un steag de doliu, ca să știi că Domnul-i supărat pe tine, pentru că lași pe femeie să conducă treburile casei. Șofron n-are nicio lucrare, da să plece, când să iasă pe ușe, ăsta pune mâna pe el, stai un pic, închide ușa.
Mă, ție nu ți-e rușine, mă, ție nu ți-e frică nici de oameni, nici de Dumnezeu, mă. Păi tu ai făcut lucruri care nici nevastă ta nu le știe, mă. Tu-ai făcut aia, tu-ai făcut aia și înșiră toate păcatele. Mă! Și să rățuie pe el așa cu mânie. Că Domnul era mânios pe el. Vine îngălbenit la față, la mașină. Mă! Păi cine i-a spus la omul ăsta tot ce-am făcut eu? Și mi-a spus că nici nevasta nu știe. Și e adevărat, mă, e adevărat. Dar cine i-a spus, mă? N-o vezi, mă, că există Dumnezeu. Vezi că există Duhul Sfânt, mă. Vezi? Să te pocăiești, mă. Merg ei tot povestind când sosește în sprânceana dealului de unde se vedea satul. Pop era în față cu șoferul, cu Aurel Buda. Mă, dar ce va fi atâta lume la poarta mea? Șofron din spate. Ce ți-a spus prorocul? Dă fuga când sosește Danielul lui de trei anișori. Mama făcea clătite cu mărar, cu brânză, așa întinsă ca hârtia, frumos, și apoi pus în ele ce trebuie, brânza și astea, și apoi e prindea așa de câte un colț, trăgea la mijloc și ieșe plăcintă, făcută așa cu colț, faină. Mai dădea o dată cu sucitoarea și apoi o pune în tava aia înferbântată. Și erau tare bune, ca să-și aștepte musafirii. Dar când ăștia sosește, Daniel ieșise afară din casă și ea își lucra lucru. La un moment dat, simte un țăpuș în inimă, cum se întâmplă cu mamele, că ele știe și când plânge copilul. Inima lor le spune. Lasă tot și ies afară. Danielu, mami, Danielu, mami, fuge în drum, fuge în stânga, în dreapta, nu-i niciunde, îi dă aminte de groapa cu var, încă caldă, cum o lăsat și nu-a împrejmuit-o bărbatul. Daniel s-a dus să se joace acolo, s-a rupt, țărmul a căzut și s-a necat. Și acum era pus în drum și tot satul adunat acolo. Pentru că ai lăsat nevasta să conducă. Mă, ați învățat ceva de aici? Sau nu? Surorilor, ați învățat ceva de aici? Stimați-vă bărbații și lăsați-i să-și facă slujba. Când ai o idee bună, dă-i-o. Când nu, nu încurca lucrurile. Măi, Oniga tot nu s-a pocăit. Trece un an de zile aproape și după aceea ăsta tot în dor să pocăiască Oniga, îl ieși și se duce către Moldova, unde o știut el iară că este un proroc acolo. Când se duce și îngenunchează acolo cu Oniga împreună, prorocul prorocește. Bărbatule, fiindcă ai făcut ordine în casa ta, și n-ai mai lăsat nevasta să conducă treburile casei, Domnul-ți spune, la anul pe vremea asta, vei ține în brață un alt Daniel. Când a auzit Șofron așa ceva, o cedat și s-o pocăit. E cu mine în Canada, acolo în biserică. Discutăm de multe ori de aventurile lui, că așa ceva, n-ai auzit ce făcea omul ăla. În fine, lăsăm la o parte. Dar nu uitați să aduceți ca jertfă mulțumiri pentru soț, mulțumiri pentru soții, mulțumiri pentru copii, mulțumiri pentru biserică, mulțumiri pentru cei ce sostenesc învestirea cuvântului, mulțumiri pentru cei înălțați în dregătorii, mulțumiți pentru pacea din țară. Măi, nu, avem atâtea de a mulțumi. Să mulțumiți într-una și să vă rugați
pentru cei ce vă urăsc și pentru cei ce vă prigonesc și pentru cei ce vă zic cuvinte grele, pentru cei ce vă fură din drepturi, pentru cei ce nu vă vor binele, tu roagă-te cu lacrimi pentru mântuirea lor și asta Domnul ți-o va scrie ca neprihănire, pentru că tu te încrezi în Dumnezeu și nu ții la lucrurile peritoare. Doamne, ajută-ne la asta! Dar pe lângă mulțumiri, să-ți împlinești juruințele făcute. Câte juruințe n-ai făcut tu înaintea lui Dumnezeu, poate și la anul nou îți fi făcut juruințe, nu? Solomon ne învață să nu faci nicio juruință, mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu împlinești, că lui Dumnezeu nu-i plac oamenii fără minte. De oamenii fără minte, ăia zic, fac aia, dar nu poate face. Și știi de ce nu-ți poți împlini juruințele? Fiindcă tu nu ești prieten cu Dumnezeu. În cartea lui Iov, capitolul 22, cu versetul 21, știți ce scrie acolo? Citiți, că eu nu văd acolo. Tare! Dar mai tare, să audă toți. Prietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pacea, te vei bucura astfel de ani și de fericire. Așa. Și este 21, dar prin 27 pare că mai scrie. Atunci vei ruga și te dă. Atunci cel atotputernic va fi testatarea ta și îți vei ridica fața spre Dumnezeu. Și atunci îți vei putea împlini juruințele. Dacă nu ești prieten cu Dumnezeu, tu poți face o mie de juruințe, că El nu-ți dă putere să le împlinești. Împrietenește-te cu Dumnezeu și atunci cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi. Întâi adu jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și după aceea împlinește-ți juruințele și apoi roagă-te să te vindece și te vindecă. Atunci roagă-te să ți se mărite fata și se va mărita fata, dacă și e, îi prietină cu Iisus. Dacă nu-i prietină cu Iisus, nu uita! Dumnezeu nu dă un înger la un drac. Și nici la un drac nu-i dă un înger. Nu? La petec, pui, după până la lui petecul, adică la sac. Pui petecul după el. Păi tot așa, ai o fată răzleață, neascultătoare, va primi un bărbat pe aceeași măsură. Ai o fată blajină, bună, sfântă, Dumnezeu îi va da un sfânt și te vei bucura, slăvit să fie Domnul. Mere mai departe, că mă grăbesc acum. Nu știu de ce, dar poate trebuie. Așa. Ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu când tu urăști mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta? N-ați văzut atâția frați, surori, care, de exemplu, nu-și grijesc copiii în adunare, fac deranj, fac câte toate. Ba vin la adunare fete îmbrăcate, sumar, nu țin cont că vin în fața Domnului. Sau vin băieți, cum au obicei acum, să-și pună un cercel într-o ureche sau să-și vopsească părul, să-și facă creastă sau ce știu eu ce. Și apoi tu de aici îi spui, măi, păi nu-i bine, când ai ieșit afară, tata, mama, păi ce ai cu mine, ce ai cu casa mea, ce ai cu copiii? Mă, în loc să primești mustrările și să faci ordine, tu te cerți cu cel care vrea binele. Vedeți? Ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu când tu urăși mustrările? Ție nu-ți place să te mustre nimeni, dar tu pe alții picuri cât poți, e tare. A, să zice, că i-am spus eu lui. Dar când ți se spune ție, tu nu suporți. Vezi? Băgați de seamă,
ce tot înșiri tu legile mele? Pe oamenii ăștia, cuvântul aici îi caracterizează răi. Dumnezeu zice însă celui rău, ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu, când tu urăști mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta. Dacă vezi un host, tu te unești cu el, repede, mă, e sursă de câștig. Câștigăm atâta, cum zice în proverbe, vom avea amândoi aceeași plată, hai. Și apoi cum o faci? Păi ieșim noi la cale, înșelăm statul, facem aia, trebuie să plătesc atât, dar eu nu plătesc atât, facem noi șmecheria. Și vine peste 5-6 ani un control mai șmecher ca tine, te e din urmă și ai dat faliment în tot zi. Na, ce ai făcut cu șmecheria? Du-te drept pe cale, măi omule, nu te însoți cu hoțe. Mă, ai grijă, uite-te să nu vie careva și un sac de ciment și o oală cu vopsea și nu știu ce, o duc acasă. Și odată stăteam acolo și doi inși să târguiem. Unul îi zice la celălalt, mă, nu vii să învopsești bucătăria. Viu, mă, dar eu viu cu materialul meu. Mă uit la el așa. Cât e bucătăria? Cam cum e? Cam atâta, cam atâta. Păi trebuie cam atâta, trebuie aia, aia. Bun. Când se despart, zicătelul, frățiuțule dragă, ia hai un pic. Tu ai fabrică de vopsele acasă? Păi nu, dar am cât să-i fac lui am. Păi de unde, mă, de unde ai cumpărat-o? N-a și dumneata le. Păi doar eu zuc grav. Și păi cum faci? Măsori cu metru, cu o lamă închisă, în loc de un metru, măsori metru cu 80 de centimetri, casa, omul stă să uite la tine și nu pricepe. Și tu îi spui, ai atâția metri pătrați, dar tu îi zici la 80, un metru. Nu? Îl înșeli și îl faci să cumpere cu două oale de vopsea în plus și tu știi că nu trebuie. Și atunci tu îi gazi casa și ce rămâne, o duci la tine. Asta cum e, mă? Și acum tu ai vopsele. Na, păi așa face toți. Mă, toți fac așa, dar pocăitul nu. Pocăitul nu face așa. Nu te unii cu hoțe. Stai, mă, să nu mă vadă careva până bagi în mașină. Și alt pocăit stă, nu vine nimeni, mă, poți să... Vezi? Măi, nu vă uniți cu hoțe, fiți pocăiți! Și în mijlocul pădurii și în mijlocul oamenilor, fiți pocăiți! Și noaptea în pat, fiți pocăiți! Măriți să fie Domnul! Pe lângă asta, te însoțești cu preacurvarii. O mai fost cândva în lume așa însoțire cu preacurvarii ca azi? Ce ziceți? Nici în timpul Sodomii și Gomorii nu a fost așa ceva. Că în timpul Sodomii și Gomorii, măcar că erau așa afectați de sexualitate, încât nu le mai trebuia femei. Cum se întâmplă prin insulele Fiji și ce știu eu, toți bărbații s-au dedat la homosexualitate și femeile nu mai știe ce să facă. Scrie în ziare, am atâția bani, am atâta avere, n-am bărbat. Vezi? Pentru că lumea s-a străcat și merge spre unde indică degetul lui Dumnezeu, spre judecată. Mărit să fie Domnul! Amin. Vedeți, dragii mei? Astăzi nu mai trebuie numai atât să te uiți la drăcușorul din palmă, cum îți joacă mintea, cum îți strică inima, cum îți fac hormonii să se revolte în tine, uitându-te aici, sau la un televizor, în cameră, din pat, înainte de a dormi, rugându-te, cântând, proslăvind pe Dumnezeu, tu te uiți la bagabonții ăia dezbrăcați în peile goale, cum fac
acte nelejuite, tu te însoțești cu preacurvarii, mă. Nu? Și stai că astăzi e meci de fotbal în cutare loc și apoi și copiii să vadă fotbal. Și nu merg la adunare că e meci de fotbal. Dar la meciul de fotbal nu merg pucăiță. La meciul de fotbal e lume, lume, nu? Apoi afluieră, înjură, pe unul ține cu o partidă, unul ține cu cealaltă partidă, pe când se dă un gol de la partida cu care și tu ții acum, nu? Strigă ăia, mă, și tu ca un descreierat, urli în casă la tine, nu? Gol, gol, pă, ce mă, ce umple golul ăla? Vezi? Tu te însoțești cu preacurvare, măi, câtă înjurătură e acolo, câți oameni străcați sunt acolo. Și tu, în loc să stai în căsuța ta pe genunchi, sau chiar culcat în pat, dar să cuje zi și noapte la cuvântul lui Dumnezeu, pe tine te arde acum, cine câștigă? Ca și cum aia ți-ar da ție nu știu ce. Eu spun ce-ți dă. Îți dă neodihnă, îți dă ură, îți dă o aprindere falsă în duh și în minte. Și tu te mâni în casă pe ăla și pe ăla că n-o juca bine și ce, mă, ești tu cu minte? Ești tu pocăit? Ești tu sfânt? Sau tu ești mai rău ca el din lume? Că ăla din lume cel puțin nu știe din astea. Și atâta e bucuria lui. Dar bucuria ta trebuie să fie în cuvânt și în Duhul Sfânt. Fie slăvit Domnul! Atâta însoțire cu preacurvarii și fără să-ți dai seama, te prind poftele de la ce vezi. Și apoi ajungi la 30 de ani și tu nu te mai însori, tu nu te mai măriți. Te prinde bătrâneța fără să știi nimic și stai și arzi în suc proaspăt și propriu, cu tot felul, iartă-mă, Doamne, lucruri care te duc la nebunie, lucruri care te duc la impotență, lucruri pe urma căruia atâția oameni au rămas demonizați și i-o umplut ura pe tată și pe mamă și nu mai vezi că închide o ușă, iese de aici, se bagă în alta și închide, să bagă în baie, n-are astâmpăr când îi zice mama ceva, lasă-mă în pace, când îi zice tata ceva, tu nu știi, tu ești bătrân, tu nu știi, fără să-ți dai seama că dacă ai făcut două facultăți, tu n-ai numai 27 de ani și bătrânul are 80 de ani și bătrânul are școala vieță, care e de 3 ori mai mare ca facultățile tale. Și tu trebuie să asculți de tatăl tău și de mamă ta ca să trăiești ani mulți și fericiți pe pământ. Măriți să fie Domnul! Dragii mei, pentru faptele astea neîngăduite de care ești pătruns, tu-ți găsești plăcerea în clevetire. Stai și vorbești împotriva fratelui tău. Doamne, câți m-au abordat acum în zilele astea, ai auzit de ăla, ai auzit de ăla, ai auzit de ălalalt, din Beclean, de ăla din Dej, de ăla de... Măi, Doamne, iartă-mă! Dar asta e menirea noastră, mă? Să povestim relele unuia, altuia și noi le povestim din punctul nostru de vedere, fără să știm adevărul. Este un singur judecător. El știe adevărul.
mărească-i să numele. Abțineți-vă de la așa ceva. Vorbiți de Iisus. Cum zice în Coloseni, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și aduceți lui Dumnezeu mulțumiri. Măriți să fie Domnul Iisus. Vorbiți între voi, mă. Atâtea cupluri au perioade de muțenie, mă. Stau într-o casă, dar nu vorbesc unul cu altul. Nevasta face mâncare și pleacă. El mâncă singur, de mai are poftă. Nu? Mi-aduc aminte de o întâmplare, dar n-am văzut-o, am auzit-o, dar eu spun. Doi ini s-au certat și el trebuie să plece la avion. Și atunci, cum să facă? I-a fost frică că nu se scoală. Îi scrie un bilet și se duce și îi pune lângă el la pat. Ai grijă să mă scol la ora 5. Aia citește biletul și pregătește un alt bilet. Să știi că e ora 5, scolă-te și îl pune și ea lângă pat. El dorme liniștit că îl scolă nevasta. Aia nu lăsa biletul. Când se trezește, avionul-i dus. Vai, ce mi-ai făcut, de ce nu m-ai sculat? Cum, de ce nu te-ai sculat? Tu mi-ai scris să te scol, eu ți-am scris să te scol. Vedeți? Pă vorbiți între voi, mă! Nu, i-am scris mesaj. Pă lăsați-vă, mă, de mesaje, căscați-vă gura. Vorbiți unul cu altul. Măriți să fie Domnul. Odată treceam prin Deș, aici pe unde stă romul Mocanu, văd o soră pe acolo, pe strada aia. Și grăbesc, o ajung, pacea Domnului, veselă, mă, pacea Domnului. Unde-i fratele? Uite-l acolo în urmă. După, Doamne, iartă-mă, cum e acolo și tu aici? Păi suntem supărați, nu vorbim la oaltă. Bravo! Asta e pocăință, mă? Nici pe drum să nu mă... Apoi de dormit, dormiți amândoi într-un pat. Vezi de treabă, frate, el are camera lui, eu am camera mea. Păi după ce te-ai mărit, mă? După ce faci prostia asta acum? Păi dacă te-ai măritat, ești un singur trup cu el. Păi un singur trup, e un singur pat, e un singur blid, e o singură oală, e un singur ban. Pă, almentele aceia, aia, pușcărie la domiciliu, tu să te chemi de el și el să se cheamă de tine și să ascundeți. Păi, Domnul prezent acolo. Măi, oameni buni, aveți grijă, mă, și încă ceva îmi da minte. Dumnezeu ține socota cu voi prin bani. S-o dat 100 de lei de din partea Domnului. S-o dat 1000 de din partea Domnului. S-o dat 10.000 de din partea Domnului. S-o dat 100.000 de din partea Domnului. Tu nu vezi cum te înșală Satana? Partea Domnului nu o dai. La loz în plic dai. La loto dai. La jocuri de noroc dai. Câți sunt aici care jucați la jocuri de noroc? Hai, nu vă fie rușine, aș vrea să văd și eu. Ridicați câte o mână. Ridicați, mă, mâna, bărbați, femei, care jucați la jocuri de noroc. Niciunul? Nu-i niciunul, asta e minciună. Sunt! Partea Domnului nodă, dar la jocuri de noroc bag 1000 într-o seară. Și dacă ar băga numai 1000 aia și s-ar opri, dar nu se oprește, mă. Că diavolul îi stăpânește inima și a doua seară mai bag 1000. Și dacă n-are bani, se împrumută și tot bagă.
Odată vorbeam în satul Cătane, lângă Pitești, și cineva, nu mai știu, din Anglia sau din Franța, eu tot dat telefon la Persida, unde-i fratele Hozan ca să-l întâlnesc, vreau să-l întâlnesc. Și în săptămâna aia îi spune, duminică dimineața o să fim în satul Cătanele lângă Pitești. Mulțumesc! Și acum eu ajung în satul Cătanele, dar așa, nu dimineața, după masa, că dimineața am fost în Târgoviște. Și ajung aici. Predic și la un moment dat, cum se întâmplă la mine de multe ori, mă opresc din predică, mă, care ești aici care joci la jocurile de noroc? Mă, și sare de acolo unul și vine în față, eu sunt. Măi, Doamne, eu sunt ăla care am tot sunat la fica dumitale, dar nu mai știu acum, Anglia sau Franța. Și săptămâna asta mi-au spus că ești aici, așa am venit. Păi ce-i, mă, cum? Frate, stau gata să-mi iau viața. Păi de la jocurile de noroc, de la jocurile de noroc. Păi cum-i, mă? Și discutam cu el înainte la toată adunarea, plin acolo de numai. Cum? Auzi, în nădejde că câștig, am tot băgat bani până n-am mai avut. Și atunci am luat împrumut. La ora actuală am 300.000 de euro băgați din împrumut. Și nu mai văd cale de ieșire și mă gândesc să-mi iau viața. Mă, nu-ți mai lua viața. Desparte-te de dracu. Și lipește-te de Dumnezeu și apoi El te va ajuta să câștigi și să scapi și de împrumuturi. Vedeți? Și apoi m-a rugat pentru El. Trece o săptămână, s-aude cum e și aici, probabil dați pe live sau ce faceți, nu știu. S-aude, după o săptămână, lunea sau marța, dar cred că marța, vine o femeie cu bărbatul său din țara Oșului, nepocăiți. Domnule, să vă spun, eu am tot vrut să mă despart de omul ăsta, mama mea nu m-a lăsat. Tu stai, tu, Dumnezeu îi va da minte. L-am dus pe la călugări, l-am dus pe la preoți, am plătit slujbe. Nu se poate lăsa de jocurile de noroc. Am avut un apartament în oraș, l-o vândut și l-o băgat la jocurile de noroc. Am avut un teren de casă în loc principal, l-o vândut și l-o băgat la jocurile de noroc. Și acum o luat împrumuturi. Minune în lume! 300.000 avem împrumut și ăsta ca ăla. Să vede că asta e o limită, până unde ajung oamenii. El tăcea și nu zicea nimic. M-am uitat la el, l-am îmbrățișat, l-am apropiat așa de capul meu. Omule scump, Domnul nu vrea să faci din astea. Domnul așa, așa. Măi, s-a dus acasă omul, m-a rugat pentru ei, bunînțeles. S-a dus acasă și i-a spus la socră sa, că socră s-a fost interesantă, ce? Auzi, mamă, au zis că socră sa, pe la toți călugării și la toate mănăstirile pe unde am fost, toată lumea m-a certat. Dar omul ăsta gândeai că plânge pentru mine și așa m-a iubit și așa, dar eu de azi nu mă mai duc la jocuri de noroc. Mărit să fie Domnul. Și apoi o telefona soacră sa să-mi spună ce-o pățâșinele său. Dragii mei, fiți atenți, Dumnezeu ține controlul tău cu registrul Lui, cu bani. Atâta putere i-am dat de muncă.
Atâtea locuri bune l-am pus, atât au câștigat și din tot asta mie nu mi-o dat, dar la satan o dat atâta. E scris acolo, mă, e scris acolo. Fii atent, cinstiți pe Domnul cu averea, nu-L înșelați oprindu-I partea. Mărească-să Domnul Iisus. Tu stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale. Iată ce ai făcut și eu am tăcut. Și încă ceva, tu ți-ai închipuit că Dumnezeu e ca tine. Îi pare bine că tu vorbești de rău pe ăla și pe ăla. Dar te voi mustra ca în seara asta și îți voi pune totul sub ochi. Luați seama, dar voi, care nu știți să mulțumiți, că voi înseamnă că ați uitat cine-i Dumnezeu. Luați seama, voi, care nu știți, ție nu-ți rușine, mă, ție nu-ți voi ați uitat pe Dumnezeu. Luați seama, voi care vorbiți de frați și clevetiți, că înseamnă că voi ați uitat pe Dumnezeu. Luați seama, voi care ați uitat pe Dumnezeu, ca nu cumva Dumnezeu să vă iasă în cale cu o mașină, un accident, te nenorocește pe toată viața ta, cât mai trăiești. Luați seama. În Amos pare că spune, sau Obadia, eu voi fi ca un leu pe drum pentru ei, fără milă. Luați seama voi care uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă sfâșii și să nu fie nimeni cine să vă scape, să vă lecuiască, să n-ai leacuri, să... Măi, țineți-vă strânși de Iisus! Țineți-vă strânși de biserică, țineți-vă în posturi și în rugăciuni și Iisus vă întinde mâna în nevoi și vă salvează, vă iartă fără de legile, vă vindecă boalele și vă face cu o inimă veselă și mulțumitoare cu care să puteți face ultimile cuvinte din acest psalm cu versetul 23. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește, și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Amin! Amin. Mulțumim că l-am găsit și pe Amin. Ăsta cred că o bucura pe mulți acum. Slavă Domnului! Frate scump, ce mai facem? Sau mergem acasă, gata? Nu-i gata. Slavă Domnului!